Salutare Dan, salutare tuturor! Salutare, Valentin! Ne bucurăm că ai intrat în discuția noastră, nu că n-ar fi fost suficient de animată, dar totdeauna vrem să vedem cât mai multe păreri. Da, voiam să zic de ce Petrom și nu alte companii similare din SUA, pentru că e foarte ieftin, adică are perul de mai știu cât, sub 3 și... În jur de 4, 2, sub 4, 2, cam așa. Parcă era sub 3 sau ceva, 2 și ceva. Da, deci riscul ăsta de țară e și inclus cumva în cotații, dacă te uiți la companiile mari de pe BVB, acolo unde ai și lichiditate, deci cumva investitorii ajustează prețul în funcție de elemente de genul risc de țară sau alte tipuri de riscuri sistemice, o să vezi și price earning ratio la niște niveluri foarte reduse. Da, uite, uite după buget 4,6 spre 6 și după rezultate de anul trecut undeva la sub 3. Deci forward PE, un 5 forward PE, orice definiție pentru un lider de piață dintr-o țară din UE, nu poți să spui că nu include riscul de țară. Pentru că e un price earning ratio destul de mic, foarte mic. Da. Deci cumva BVB-ul include acest risc de țară, într-adevăr, dacă compari randamentul BVB pe ultimii 10-15 ani. Bine, nu includem perioada de 2008, care a fost absolut aberantă pentru România. Imobiliare, bursă, totul a fost aberant pentru că intram în UE și a fost un hype. Exact cum sunt hype-urile pe orice. Da, pe AI, pe blockchain, pe clean energy. Așa a fost atunci hype pe România că am intrat în UE. Dacă excludem perioada respectivă, într-adevăr, BVB-ul este, cred că, un pic mai slab decât SUA, decât S&P 500 în dolari. Dar nu știu ce altă țară din lume a bătut SUA în ultimii 10-12 ani. Adică SUA a performat foarte, foarte bine, da, pentru că a avut și are de partea ei foarte multe avantaje pe care nu le au alte țări, nici dezvoltate și nici emergente, pe lângă sistemul capitalist pur, sau pur, mai pur decât în alte țări dezvoltate, are și o creștere economică puternică din partea de tehnologie în special, are și avantaje geografice, are și o populație în creștere, are și moneda dominantă a lumii. Nu prea, nu știu altă țară care să fi bătut SUA la randamente, nici măcar neajustate la risc, apoi ajustate la risc. Da, Valentina, asta e perfect adevărat. Noi putem să analizăm cât vrem trecutul și să tragem concluzii referitoare la trecut. Corect, știm că SUA a bătut ca randamente. Dar problema este că asta nu ne ajută deloc să stabilim ce se va întâmpla în viitor. Chiar Ben Felix spunea într-unul din videourile lui cum că oamenii iau de multe ori decizii pe baza a ceea ce s-a întâmplat și iau dintre cele mai proaste decizii, în sensul că de cele mai multe ori investesc în instrumentul care a performat anul trecut cel mai bine sau eventual acum 2 ani și în felul ăsta îi ajung să cumpere undeva la maxime și când un instrument scade foarte mult, cum am văzut, anul trecut au scăzut acțiunile, au scăzut obligațiunile, acei oameni se feresc de el sau din contră investesc într-un instrument care a scăzut minimorum, nu știu, depozite bancare sau funduri de investiții bazate pe money market, care culmea anul următor nu o să crească mult și nici în următorii 2-3 ani, că n-au cum să crească. Ori grija noastră aici, la acest webinar, nu era ce ar fi trebuit noi să facem acum un an sau acum 5 ani, ci grija noastră este acum, astăzi, 22 mai 2023, ce ar trebui să facem acum ca peste 6 luni, un an, 2 ani, 5 ani să ne fie mai bine din punct de vedere portofoliu. Corect, da, este foarte, foarte neproductiv pentru un investitor să se uite la ce s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani. Adică o analiză, sau mă rog, dacă vrei să analizezi istoria, ar trebui să te duci pe 10 de ani. Da, 20, 30, 40, 50, pe cât mai mult, pentru că, în mod normal,
totul în lumea asta funcționează pe cicluri, dacă ați observat, inclusiv perioadele noastre bune. Avem perioade în care suntem în creștere, perioade în care ne dezvoltăm, mai avem și perioade în care regresăm, în care poate mai pierdem un pic teren, după care ne reinventăm și creștem. Așa este și economia, așa este și bursa, așa sunt și bursele. Și un ciclu de genul ăsta poate să dureze pe bursă în medie 5 ani, dar poate să dureze, asta e o medie, undeva la, nu știu, 5 ani este o ciclicitate cu bear market și bull market. Da? Dar în realitate poate să dureze și peste 10 ani. Avem un bear market deja de un an și ceva. Cât avem în piața de acțiuni, avem deja un an și 4-5 luni. Nu știu, dacă nu cred că am ieșit din bear market pe S&P 500. Cred că nu, că trebuie să avem o creștere de 20%. 20%. Da, pe Europa, pe DAX am ieșit, suntem la maxime istorice. Dar pe SUA încă nu suntem. Asta e un bear market lung. Alte bear market-uri durează și o lună, cât a fost cel din 2020. Și dacă te uiți la ultimii 2, 3, 4 ani, tu o să prinzi o parte dintr-un ciclu, adică este fix contra, fix invers de care trebuie să te uiți. Eu tocmai că stilul meu de investiții este mai degrabă contrarian, adică mă uit la ceva ce s-a corectat foarte mult în ultimii 1, 2 ani și acolo mi se pare mie că găsesc oportunități. Dar acum atenție la ce active vă uitați. Pentru strategia contrarian, uitați-vă la cele active care au pe termen lung trend ascendent, nu la o companie sau ETF sau un activ care este într-o stagnare de 45 de ani, da? Sau este într-o, nu știu, a fost un maxim foarte mare acum 15 ani și de atunci încă este la minus 60%, cum avem multe companii din Europa. Au avut maxime, sau bănci, au avut maxime prin 2006-2007 și acum încă sunt la minus 80%. Nu sunt neapărat cele mai bune pentru strategia contrarian. Pe strategia contrarian, de exemplu, ar merge S&P 500, da? Care are un trend multi anual pe decenii întregi de creștere și acolo orice perioadă cât mai lungă și cât mai adâncă de corecții poate să reprezintă o bună oportunitate. Eu înțeleg această strategie contrariană și undeva recunosc că și sunt și fanul ei, dar te înțeleg mai ales prin prisma ta ca investitor, pentru că ai o experiență de peste 10 ani în investiții. Și atunci vin și te întreb, ce îi spune unui prieten care este începător în investiții? Poate deja a început de o lună, două, trei să investească sau poate abia acum să gândește să investească. Uite, avem 490 de persoane care sunt alături de noi în Zoom plus alții care ne urmăresc pe Facebook. Mulți sunt convins că sunt începători. Ce le-ai recomanda lor să facă în această perioadă plină de tensiuni, de inflație, de semnale contradictorii? Vine cineva și zice, băi, s-ar putea să vină o recesiune, s-ar putea să vină cu șomajul, nu arată lucrurile prea glorios. După aia vin investitorii ăștia mari care zic, băi, nu fi fraier, în perioada asta trebuie să investești, că au scăzut activele serioase, cumperi valoare la prețuri mici, nu rata momentele astea. Și tu, ție ți-e greu, nu știi pe cine să crezi, ești așa rupt între două lumi. Ești începător, ești temător, da? Ce îi recomanda unei astfel de persoane? Chiar m-a amuzat astăzi pe grupul Știința Banilor un comentariu la un e-book pe care l-am eu, un e-book despre Ghidul Începătorului Investiții la Bursă. Când cineva a comentat că, aoleu, nu mai vreau să citesc nimic, nu mai vreau să aflu nimic, sunt atât de confuz, i-am ascultat pe toți și sunt mai confuz decât eram înainte, vreau doar să investesc acolo în ce-o fi și să vedem ce iese. Și eu pot să-l înțeleg pentru că investitorii sunt diferiți, au strategii diferite. La Money Days o să vedem cel puțin câte avem, uite, 18 prezentări. 18 prezentări, dar o să vedem cel puțin vreo 4-5 strategii diferite de investiții. Am avut, de exemplu, l-am avut pe Bogdan mai devreme, care investește pe
pe DJI. Eu tocmai spuneam că o să prezint ceva pe strategia contrarian. Să zicem, tactical investing pe o strategie contrarian. Olga, pe care o salut cu această ocazie, o să ne vorbească despre strategia ei, care este ceva pe momentum investing, Valentin Dragu pe growth investing. Deci avem câteva tipuri de investiții, strategii diferite de investiții și normal că unul care este pe, să zicem, pe value investing, o să zică total invers decât cineva care e pe growth investing. Pentru că la cu value investing caută companii stabile, deprimate, depresurizate, mă rog, care au ceva probleme la un moment dat și care au evaluări foarte mici și un preț foarte bun. Pe când cineva cu growth investing o să-ți zică de o companie care poate nu are nici măcar profit, dar o să aibă ea profit la un moment dat și o să crească dacă nu crapă între timp. Deci sunt normal că sunt diferiți și ce pot să recomand unui începător este începe cu strategiile simple de investiții în ETF-uri. Da, Așa, spune-ne. prima dată începe cu strategia asta foarte simplă, pentru că mulți investitori experimentați rămân cu strategia asta de bază, plus altele, dar pentru, să zicem, un plus de randament, un plus de adrenalină, un plus de ceva. Dar strategia de bază, mulți investitori experimentați au și strategia de investiții pasive în ETF-uri ca portofoliu de get rich slowly, da? De a te îmbogăți mai lent. Încep cu strategia asta. Deja încep să înveți foarte multe lucruri. Înveți despre volatilitate, înveți despre tine. Succesul investiției nu este dat de. Am văzut foarte mare confuzia asta. Să calculez eu în Excel tot felul de chestii. Ok, că e price per earnings, că e price per cash, free cash flow, că e nu știu ce. Astea am găsit eu o rație mai interesantă sau combin rația aia cu rația aia. Ok, sunt într-adevăr bine să le știi și să le calculezi sau să le extragi de pe un site, dar nu acolo este succes, nu acolo este avantajul competitiv, pentru că tu abia înveți să calculezi niște rații și tu vrei să bați niște profesioniști care le calculează nu două rații, 5, 10, ci poate zeci de rații, le calculează automat prin softuri, da, și lucrează pe volume de miliarde, și sunt echipe întregi și sunt full-time acolo și au studii și de la Ivy League universities și tot felul de acreditări. Bun, și Tu atunci vrei spune-ne să-i cum bați ar pe. arăta acest portofoliu cu procente pe care tu îi l-ai spune acestui prieten începător. Ca exemplu, nu ca sfat. Poți să începi cu, ok, în primul rând, un portofoliu de ETFs care să cuprindă o combinație de doar două ETF-uri. De ce? Ca să înveți și corelația asta între active. Un ETF pe MSCI World, de exemplu, și un ETF pe aggregate bonds, pe obligațiuni. Da, pe acțiuni un procent mai mare, pe obligațiuni un procent mai micuț, poate să fie 15-20% sau, mă rog, în funcție de profilul tău de risc. Cu cât ai mai multe acțiuni, cu atât riscul este mai mare, de volatilitate mai mare, dar și randamentul potențial este mai mare. Ai început cu el, două ETF-uri mari și late, te duci, începi să înveți volatilitatea, începi să înveți un pic despre câțiva indicatori, câteva rații, price per earnings, price per book value. Înveți cum influențează anumite știri acțiunile respective sau, mă rog, ETF-ul respectiv de acțiuni, ce legătură este între dobândă și evoluția ETF-ului de bonds și deja începi să înveți, nu numai teoretic, dar înveți și practic. Da? Și mai important decât ce înveți din piață, încep să înveți despre tine, adică să te cunoști pe tine, să știi că poate nu știu, tendința asta să intri foarte des pe burse și pe platformă, să vezi de 5 ori pe zi dacă a crescut, a scăzut, dacă vezi un minus, cum te simți, dacă vezi un plus, cum te simți.
Da? Și, ok, poate ai încep să ai sentimentul ăla că, uite, acumulezi portofoliu. Prima dată ai, nu știu, 500 de euro. După aia ajungi la 5.000, deja te simți altceva, te simți mai că ai progresat. Deci înveți foarte multe despre tine pe lângă faptul că înveți despre această entitate care este bursa. Deci bursa nu este doar ceva, o instituție, este o entitate pentru că este un agregat de investitori de nivel foarte, foarte mare. Volumele cele mai mari, deci 70-80% din volumele de tranzacționare se fac de către profesioniști, adică fonduri mutuale. Fonduri de toate felurile, de pensii mutuale, de hedging și alte tipuri de fonduri. De asta piața este smart și de obicei este mai smart decât noi. Cum putem noi să câștigăm, să zicem, nu împotriva pieței, cum putem să folosim piața pentru noi, este să cunoaștem piața, să o respectăm ca fiind un agregat de investitori foarte smart, care de obicei au mai multe informații și mai multe cunoștințe decât noi, o respectăm, o cunoaștem și ne cunoaștem pe noi foarte, foarte bine. Cel investitorul care se cunoaște pe el foarte bine va obține rezultate foarte bune pe bursă și în investiții în general, da? Va obține rezultatele care îl fac să-și doarmă liniștit noaptea, poate va obține și rezultate chiar peste media bursei, dacă media S&P-ului 500, dacă se cunoaște foarte bine și poate are o toleranță la risc mult mai mare decât ce înseamnă să investești în large cap pe SUA. Da? Sunt active care livrează peste indicele S&P 500, doar că sunt mai riscante. Un investitor care se cunoaște și învață că poate tolera acel risc, da, poate să scoată și peste S&P 500. Dar așa Dragilor, începe. îmi întrerupă Valentin doar o secundă, pentru că mă întorc la ce a spus el, că cel mai simplu portofoliu din lume este un ETF pe indicele MSCI World, care înseamnă acțiuni, dar acțiuni din toate țările economic dezvoltate, 23 sau 24 de țări, și un astfel de ETF se numește EUNL. Am scris în fereastra de chat, dar vin multe comentarii și tot dispare, da? Și ai în felul acesta acțiuni. Iar al doilea ETF de care am vorbit aici este un ETF pe obligațiuni, dar nu două, trei obligațiuni, ci Global Aggregate Bonds, adică obligațiuni Câteva din mii. toată lumea și în special titluri de stat, mai ales din țări dezvoltate. Și am dat un exemplu, E1A. Nu sunt recomandări, sunt doar exemple de portofoliu foarte, foarte simplu. Ok? Bun. Bun. Deci e clar cum începem. Da, cum începem și după aia și cum continuăm. Adică începem să învățăm despre noi și despre bursă și despre piață, dar cu respect față de piață. Nu considerăm că toți sunt niște, cum să zic eu, idioți și noi știm mai bine. Când intri pe o corecție adâncă, de exemplu, nu te gândi că ăia sunt idioți că vând și tu ești ăla deșteptul care cumpără când ceilalți vând. Ci gândește-te că tu ești cel care își asumă riscul pe care alții nu și le asumă din motivele lor. Da? La nivel instituțional, obiectivele sunt altele. Obiectivele sunt legate de administrarea banilor investitorilor. Au un anumit cash management acolo, dacă au retrageri și depuneri de bani din partea investitorilor. Au anumite proceduri de risk management prin care se retrag din anumite active și se duc în active mai safe. Se retrag poate din acțiuni și se duc în bonds. Dar câtă vreme noi respectăm piața, știm că sunt foarte smart, dar noi suntem dispuși să ne asumăm riscuri mai mari și să ni le și asumăm, adică le facem, dar ne și asumăm că s-ar putea să pierdem. Atunci, da, putem obține rezultate bune, pe bursă. Dragilor, haideți să mai lămurim că, uite, toți suntem aici de aproape 3 ore și jumătate și trebuie să vine așa și un moment al adevărului. Strategiile diferitelor persoane și entități sunt foarte diferite. Să nu credeți că dacă un fond de investiții mare a luat o decizie, de exemplu, să vândă, aia este și decizia cea mai bună pentru tine. Nu! Care este principalul scop al fondului
fondurilor de investiții. Este scopul managerilor lui, CEO-ului, care este scopul de a primi bonusuri la sfârșitul anului. Bonusurile pe care el le primește sunt direct, depinde performanța din acel an. Da? Nu de performanța pe 5 ani, nu de performanța pe 10 ani, nu de performanța până la pensie, nu dacă e independent financiar sau nu. Da? Performanța în acel an. Deci ei au interesul să-și maximizeze cât se poate de mult performanța în acel an sau dacă e un an prost, să-și reducă rezultatul cât acel prost. Că una e ca tu să ai o pierdere de 12% și restul fondurilor să aibă o pierdere de 15% și indicele S&P 500 să aibă o pierdere de 20%. Și tu te duci în fața oamenilor și le ziceți, oamenilor, uitați că indicele a pierdut atâta și noi am pierdut doar 12%. E, nu vă merităm banii? Da? Despre asta e vorba. Pe când tu, ca investitor individual, ai total alte scopuri. Pe tine personal te doare la bască ce s-a întâmplat anul ăsta sau anul viitor. Pe tine te interesează ce să se întâmple peste 10 sau 15 ani, când te apropii de pensionare, independență financiară, whatever, da? Deci nu confunda una cu alta, pentru că te uiți la mere și tragi concluzii despre banane. Despre asta e vorba. Da, da, plus că ei trăiesc din comisioanele luate de la investitori. Dacă ei nu își permis să aștepte 5 ani de zile, că își retrag oamenii banii, investitorii banii și ei nu mai pot să-și plătească costurile și salariile, da? Tu, în schimb, poți să intri, uite, pe Meta, că vorbise Bogdan de Meta. Eu mi-am format o poziție foarte mare pe Meta anul trecut, pe Facebook, mă rog, acum se numește Meta Platforms, dar de îndată ce am intrat, eu am intrat cu mult înainte să ajungă la minimul de 80 și ceva de dolari. Da? Am început să pierd. Am intrat, am tot intrat, am făcut dollar cost averaging pe corecție. Și pe urmă, da, acum e de la 89 de dolari sau cât a fost, a ajuns pe la 240. Dar eu mi-am permis să aștept luni de zile cu poziția pe pierdere, pentru că nu mă trage nimeni de mânecă. Ok, noi mai ținem banii la tine, că văd că ne aduci numai pierderi. Pe când un fond și-a diminuat riscul pe această companie la un moment dat și a zis, ok, o să reintrăm când o să considerăm că s-a oprit tăvălugul și până atunci stăm... poate și cumpărăm petrol sau ce au cumpărat companii de petrol, poate în acele câteva luni. Bun. Văd niște întrebări pe fereastra de chat. Dragilor, haideți să facem deosebirea între broker, da? Există broker care oferă, au în oferta lor și Bursa de Valori București și broker care nu au în oferta lor Bursa de Valori București. Este foarte simplu, da? Noi vorbim de brokerul XTB ca fiind un broker foarte bun și, mă rog, Valentin și cu mine chiar îl folosim, pentru că el este un broker foarte bun, dar pentru instrumente internaționale, pentru că el nu oferă Bursa de Valori București. Da? Deci dacă nu te interesează să o investești la BVB, poți merge cu XTB fără nicio problemă. Dacă te interesează să investești la BVB, ai nevoie de un broker care îți oferă și această bursă, cum este, de exemplu, Tradeville. Motiv pentru care atât Valentin cât și eu, culmea coincidenței, avem și conturi la Tradeville, pentru că XTB-ul nu oferă. Deci nu poți să zici că unul este cel mai mare sau că unul este suficient, pentru că nu se suprapun. Unul are partea aia bună a lui, celălalt are partea cealaltă bună. Și Tradeville oferă instrumente internaționale, dar are un comision de minim 7 euro, pe când la XTB e 0. Asta este discuția, ok? Da, plus că mai văd aici întrebări legate de impozitare. În România avem impozitarea cu 1% pe profit, respectiv 3% pe profit, 1% pe profit dacă vinzi o poziție deschisă de cel puțin 365 de zile, deci mai mare sau egală cu 365 de zile,
Sub 365 de zile ai impozit pe câștig de 3%. În pe sistemul ăsta de impozitare nu se compensează câștigurile cu pierderile. Adică pe pozițiile câștigătoare plătești impozit, pe cele pierzătoare nu plătești nimic, dar nici nu compensezi. Da? Iar acest sistem de impozitare se aplică pentru brokerii care au sediul central în România sau au deservesc clienții din România prin sucursale sau subsidiare înregistrate în România. Deci brokerul poate să fie broker, firmă de brokeraj SA românesc sau poate să fie, așa cum este XTB-ul, o firmă, societate pe acțiuni din Polonia, dar care are sucursală în România de unde își deservește clienții. Pentru ei se aplică sistemul acesta de impozitare. Pentru brokerii internaționali care n-au sucursală subsidiară sau sediu în România, așa cum este Interactive Brokers, de exemplu, nu se poate implementa acest sistem de impozitare pentru că acest sistem presupune reținerea la sursă, adică ți-a reținut 1 sau 3% direct la sursă. Nu mai plătești tu nimic, nu mai declari nimic la stat pe partea de impozit, pentru că s-a reținut la sursă, s-a virat la bugetul statului. Pentru brokerii internaționali, normal că nu se poate aplica acest sistem, pentru că nu poate statul român să oblige Interactive Brokers din Irlanda sau din Ungaria, de unde deservește clienții din UE, să aplice legislația din România. Așa că acolo a rămas vechiul sistem de impozitare, care este de 10% din profitul anual net, adică câștiguri minus pierderi.